pentru a asigura finanțarea lunară a spitalelor și a celorlalte tipuri de asistență, asistența medicală primară, asistența de specialitate, laboratoarele, cheltuielile spitalelor, cheltuielile de personal, utilități, hrană, sunt asigurate din credite bugetare, deci banii vin, vin lunar, bani cash, plățile. Ei, și atunci au fost diminuate, modificându-se legislația termenilor de plată la farmacii, au fost diminuate creditele bugetare pentru farmacii și înlocuite cu credite de angajament. Și tot ce se consumă acum se plătește din bugetul din 2010. Nu tot. Nu tot. Cea mai mare parte, medicamente, analize de laborator. Nu, analize de laborator se plătesc lunar. Medicina primară se plătește lunar. Medicina de specialitate se plătește lunar. Programele naționale de sănătate se plătesc lunar. Cea mai mare parte a cheltuielilor spitalelor se plătesc lunar. Deci farmacii rămân în principal cu credit de angajament pentru bugetul pentru medicația gravită și compensată. Aceleași farmacii care vor primi la 180 de zile plățile, respectiv următoarea plată în ianuarie, în cursul acestei luni și în cursul lunilor următoare, vor primi plăți din diferite nivele, deci plăți bani cash, pentru derularea programului național. Deci mai toate farmaciile au eliberat medicații pentru diabet și numai unele farmacii pentru...